Bine am găsit în rubrica la ordinea zilei, sunt Ian Ciobotă, mergem astăzi în Republica Centrafricană, în Africa Centrală. Invitat la noi în studio este Dănuț Tank, s-a întors de curând din Republica Africa Centrală. Da, ne spune, te rog, cum a fost acolo? Ce ai mai văzut? Ești deja la a, a, mai multă călătorie în Africa Centrală. Pace în sufletele tuturor, pentru că cred că pacea e cel mai important lucru. Și asta poate îți dai seama abia când ești plecat departe de țară și când ești printre străini, e un lucru minunat să ai o pace în suflet. Și cred că pacea asta vine de la Dumnezeu și sunt convins de lucrul ăsta și se datorează și celor care se roagă pentru tine în perioada cât ești în misiune. Am simțit asta în Africa Centrală deoarece a fost o, am fost o perioadă de două luni de zile plecat acolo, am plecat cu fratele John Balizu și ca John Balizu, pentru ascultătorii care nu știu, este din Republica Africa Centrală, a făcut facultate aici în România, vorbește românește, este pastor de acolo, din, din, din local, din zonă. Da, da, după cum ai spus, dânsul a studiat în România în perioada anilor 70, 82, 83 aici a prins o perioadă bună pentru el, era tânăr în, în perioada aia și a prins uh, perioada de formare ca și creștin autentic, pentru că, uh, deși un stat creștin, unde 93% sunt creștini și doar 8 sunt, uh, 7% pardon, sunt uh, musulmani, totuși nu sunt creștini autentici, în sensul că Uh, ei uh, sunt și acum poligami, și uh, misionarii care au fost la ei până acum, care au venit până acum, nu, nu i-au învățat. Ei trăiesc cumva în Vechiul Testament. Și acum, uh, fratele John, trăind în România, văzând creștinismul uh, cum se practică, s-a dus și a făcut chestia asta, adică a deschis o biserică după o rânduială din Nou Testament, să spunem ceea ce pentru ei îi nou și îl întreabă că întrebarea lor este ce evanghelie să predică, ce evanghelie predică el și începe să -i explice și e foarte greu pentru că din moșii și strămoșii lor în primul rând nu se căsătoreau, în a doilea rând Uh, nu era o problemă câte soții aveai, cât soți aveai, cu cine aveai copii, câți copii aveai, aveai grijă, nu aveai, uh, nu se muncea, nu, se, nu erau angajați. Totul era nici... la comun. Exact, nu aveau nicio regulă. Și venind el cu alte valori, wow, ce se întâmplă? De unde ești? Ești uh, sefeu, ești uh, extraterestru. Și foarte, foarte greu și asta îți dai seama dacă stai în prima dată când am fost am stat doar 10 zile, vezi unele lucruri, știi, te poți pregăti pentru următoarea misiune, a doua oară am stat o lună și eram deja mai mulți, am fost 5, iar acum am stat două luni și eram singur și a fost mult, mult mai greu. Am văzut Spune mult mai despre multe toate lucruri. proiectele toate proiectele inițiate acolo în ce stadiu sunt fiecare piedicile pe care le aveți cu uh, da, Congo da. Primul, primul proiect a fost cel când am mers cu dânsul că era bolnav în România și l-am însoțit acolo ca în cazul în care nu va putea să reziste să, să stea, să vină înapoi aici pentru tratament. Stătuse vreo două luni de zile la spital și normal trebuia să facă dializă iarăși la, la rinic. Dacă ne fi niciun aparat, ar fi trebuit să se întoarcă din nou în, în România. Dar slavă Domnului că s-a vindecat, a fost bine. Am pregătit atunci al doilea proiect, asta a fost în 2016, și am pregătit al doilea proiect când m-am dus cu soția și cu băiețelul și încă o familie din biserică de la noi și atunci ne-am dus axați pe patru proiecte. A fost un proiect de formare a școlii, a profesorilor, de care s-a ocupat soția. Pentru că, să specificăm, Biserica are și o școală care aparține, o școală creștină, unde învață peste 450 de, de elevi, de copii. Și atunci au profesori angajați, și de acei profesori s-a ocupat soția în perioada cât am stat. Era familia Povega care Andrei s-a ocupat de un laborator de calculatoare să aibă pentru copii, Georgiana care s-a, soția lui care s-a ocupat de copii în perioada aceea, Emanuel care făcea teme cu copiii și cu copiii care aveau probleme de, de învățat, era perioada de vacanță și uh, făcea temele de vacanță cu ei și eu m-am ocupat, am, fost, uh, am construit o biserică. Era vorba, am fost și imagine, am avut și prezentări, poate am mai vorbit despre lucrul acesta. Uh, uh, fratele și biserica au un radio pe care tot din România a plecat de la uh, cineva care a susținut lucrarea din Africa. Și așa, cuvântul pătrunde mai ușor în Republică, în, în, printre ei. Și uh, auzind la radio, cineva a venit că ar vrea să aibă o biserică în sat. Și -a, uh, ei se adunau undeva în câmp, sub un copac, și uh, atunci, uh, în perioada... Cea mai a... frumoasă biserică, în da. câmp, sub copac. Da, da. Este foarte interesant. Ei erau foarte bucuroși, uh, stăteau la, la radio... Aveau un radio care era agățat acolo într-o creangă, și se uh, făceau exact aceleași lucruri care le auzeau la radio. Pentru că slujba de. Uh, au trei programe pe săptămână, marți, joi și duminică. Ei se adunau sub copac în aceste zile și ascultau radioul și atunci când cântau, cântau și ei. Uh, se predica, ascultau, se închina cu darurile de bunăvoie, se închinau și ei, făceau totul la fel. Și atunci au hotărât să vină să le spună la. Uh, să-i ajute. Și atunci ne-am dus și am construit o biserică uh, acolo și uh, am făcut un botez în. Uh, într-un alt oraș. Asta a fost un mare lucru. Până, până la acest botez, uh, ei țineau botezurile doar în apă curgătoare. Uh, nu au făcut botez în baptistier. Și am avut o problemă uh, foarte hazlie, în sensul că nu vrea, toți vreau să se boteze odată în primii. Că știau că... Sunt să nu fie păcatele de la unii la alții. Exact. Și atunci o săptămână a trebuit evanghelizare și slămurire, că nu rămân păcatele în apă, că se spală și nu rămân de la unul la altul, ca să-i convingem să se bage în baptistier. Și așa am avut fiecare cât, ceva de lucru pe un proiect, anume în perioada... și am pregătit proiectul pentru anul acesta când am fost. Anul acesta te-ai axat și pe agricultură, ai uh, inițiat și o altă construirea unei alte biserici. Spune-ne greutățile de anul acesta și ce s-a întâmplat acolo. Da, de anul trecut când am venit, când ne-am întors în țară, am pregătit proiectul deja pe an, pentru anul ăsta. Am văzut anul trecut necesitățile pe care le aveau ei. Deși sunt 93%, nimeni nu a investit, să zicem, în ei. 93% creștini? Da. În Republica Centrală Africană. Da. Cei 7% de, uh, care sunt musulmani, musulmanii din țările arabe au investit în ei. Și atunci ei de, dețin uh, controlul la transport, dețin controlul la comerț, la tot ce produce bani. Uh, Făcând transportul ei, în primul rând își fac transportul pentru ei musulmani și dacă rămâne loc, fac și pentru creștini și în cazul ăsta prețurile sunt mult, mult mai mari față de un musulman. Atunci am hotărât să ducem uh, uh, utilaje și mașini acolo. Așa am trimis uh, anul ăsta două tiruri și am primit și o mașină mică pentru fratele John și în acele tiruri am încărcat un tractor mare la care am, aveam plug, semănătoare, prășitoare, un gater mare pentru că au lemn mult și să facă, să și facă scânduri și un frate ne o binecuvântat cu, cu o structură metalică pentru o biserică care e destul de mare, adică undeva la 60 de metri pe 15 metri lățime, toată structura metalică, un frate ne-o binecuvântat, și am încărcat-o și asta. Și pe lângă asta, altcineva ne-a mai dat un camion de 7 tone jumate, care l-am încărcat în camioanele astea. Și uh, haine, și uh, instalație de foraj, și uh, co compresoare, tot felul de utilaje pe care să le folosim acolo specific că există curent în capitală, în unele cartiere și între anumite ore. În rest, pauză cu curentul. În rest, vreau să spun că nu există canalizare, au niște șanțuri care sunt în oraș, au apă curentă în oraș, în unele cartiere, dar care nu e tot timpul și nu îți permiți tu ca și alb să bei că nu știi ce ei atunci ai un pic mai greu cu apa, trebuie să bei apă uh, de la magazin și să fii sigur că e apă sigilată. Uh, nu ai curajul să dai apă de pe stradă, chiar dacă e îmbuteliată, uh, pentru că nu știi dacă nu a fost uh, băută și reîmbuteliată cu uh, superglo la capac. Da. Aici e, e o problemă. Sunt foarte multe probleme la ei în țara. Dar uh, ați încercat și agricultura? Ai încercat și să inveți puțin agricultura? Uh, da. Uh, anul trecut, uh, după ce am venit din, uh, din Africa, uh, primul lucru am trimis în Africa uh, un, uh, două camioane mai mici, în care aveam un tractor cu plug și uh, o presă de cărămizi aceste lucruri, deși le-am trimis anul trecut în, undeva în luna iulie, că în august am plecat noi, în iulie au fost unele probleme și în Europa la plecare a camioanilor, și a fost și în. în... Au plecat dintr-un port din Olanda, din Amsterdam? Da, din Anvers. Din Anvers? Da, așa, și au fost niște probleme pentru că au motivat că e peste capacitate, a trebuit dat din lucruri, erau jucării, erau și uh, generatoare și unele uh, truse de scule. Uh, și acestea au ajuns abia anul ăsta. Și atunci când am ajuns acolo, aveam deja uh, aceste două camionete și tractor și plug. Și problema este că Republica Centrafricană nu are nicio ieșire la mare. Asta și e cea mai mare problemă lor, datorită uh, poziționării pozi geografice. Poziționării geografice fiind chiar în inima Africii. Ei sunt înconjurat de Ciad, de Sudan, de uh, Congo Democratic Congo, Brazavil și uh, Camerun. Portul de care ei se folosesc e cel din Camerun, din Douala, la o distanță undeva la 1500 de kilometri. Este foarte departe. Fără autostrăzi bănuiesc. Bineînțeles. Pe, este drum asfaltat care e plin de gropi și au și porțiuni de drum care nu e asfaltat, care e foarte greu foarte greu. Deci 1500 de kilometri să mergi pe drum asfaltat plin de gropi sau pe drum neasfaltat? Exact, exact, care ăia uh, 1500 de kilometri faci într-o săptămână, cam o săptămână fac ei pe un dus cu, cu un camion. Uh, cea mai mare problemă este că ei și situația politică nu-i stabilă nici în momentul de față. Din 2012 în 2015 au avut război civil. Deși ei au trăit ani și ani de zile împreună, musulmanii cu creștinii și nu au avut nicio problemă. S-au și căsătorit între ei, ca aici e paradoxul. Și totuși au reușit să-i Și au avut un, o perioadă de 3-4 ani de război civil care a încetat în momentul în care au venit Națiunile Unite și au adus căștile albastre soldații acolo, care și momentan sunt stabiliți în Republica Centrafricană. Acum cei mai mulți sunt stabiliți, baza lor mare este în capital în Bangui, dar au baze în toate orașele mari ale lor. Uh, ei nu se prea implică chiar dacă sunt uh, conflicte între musulmani și creștini, nu se implică foarte mult dacă nu se implicați direct națiunile unite. Îi lasă cumva să se războiască între ei, după care merge și care e cel mai tare îl ia la întrebări. Dar uh, situa și situația asta continuă și există tensiunea asta și frica asta că albii pot fi împușcați, pot fi uh, răpiți, uh, să se ceară recompensă de, că, de către rebeli. Uh, problema mare este că au foarte multe ras, resurse naturale care sunt exploatate de străini. Și cu, uh, interesele sunt foarte mari. Acum nu o să intrăm în zona de interese că ne depășește politic. Dar uh, ei sunt foarte revoltați pe albi pentru că albii iau un vrăjbit, albii iau un armat și albii le iau resursele. Au, aur mult, resurse? au aur. aur mult și diamante. Ei sapă un pic în pădure, își găsesc diamante, vin rebelii, ori cumpără, ori fură de la ei aceste diamante pe care le revând pe armament. Și uh, vă dați seama că vin și le aduc arma, Nu, dacă se, ne putem închipui, nu-i frontieră ca și la noi, că ai grăniceri. Acolo nu se știe exact unde e frontiera și când ai trecut dintr-un stat într-altul. Deci ei trec uh, dintr-o țară într-alta fără nicio problemă, pe jos și așa uh, diamantele și aurul ies de la ei din țară și le intră armamentul. Atunci au cu ce să se, se războiască, și oamenii nu sunt civilizați, nu sunt școliți, sunt săraci, și sărăcia te face rău. Am văzut lucrul acesta la ei. Sunt foarte nu răi. de bogăția te-ar face bun. Nu că te-ar face ră. bun, dar bogăția măcar nu mai îți asigură un anumit confort, adică cel puțin nu te face să furi de la celălalt, să zic. Dar ei fiind flămânzi te fură imediat. Un incident acum din camion mi -a furat bateria de solară de la telefon pentru că nu aveam curent și mi-am dus, știam că e problemă și aveam o baterie solară care, cu care mă încărcau telefon. Deci până te-ai dat jos până nu știu ce s-a dus bateria. Sunt foarte multe probleme. Acum, așa, mă întrebai de, de, de agricultură, că ne-am depărtat de subiect și am hotărât să mergem într-un într sat și să construim o biserică, o școală și să le deselenim un teren să facem agricultură, să arătăm cum să facem agricultură. Și am întâmpinat foarte multe probleme. Oamenii erau reticienți. Ce căutăm acolo, ce vrem să luăm de la ei, ce, ce, tot felul de semne de întrebare. Până au văzut într-adevăr că am defrișat un teren am scos rădăcini afară tot am arat și urmează să, să, să amene, am construit pe terenul respectiv biserica am construit o școală cu trei clase pentru copiii din satul ăsta, ă, lor și asta am încercat să le explic oameni buni noi nu am venit să vă iau nimic nu am ce să iau copilul meu nu va veni să învețe la voi la școală aici niciodată noi facem lucrul ăsta pentru că domnul ne-a pus pe inimă să facem o școală. Nu cred că și vorbeam lui John ca să traducă. Nu cred că uh, voi vreți ca și copiii voștri să trăiască în condițiile voastre. Cred că ați vrea ca și uh, copiii voștri să trăiască, par exemplu, cu noi John, adică uh, John a studiat în România, a studiat la ei, după care a studiat în România și uitați ce a ajuns. Cred că și voi ați vrea ca și copiii voștri și așa încet, încet, stând de vorbă cu ei, după două, trei zile, văzând ce facem și ce lucrăm, exemplul pe care îl dăm au început să se lipească de noi, să vină la noi, să vadă, să vină uh, cum am început, cum noi făceam program imediat de biserică, nu era mare, a două tobe, cântam, le vorbea John, era, era, foarte frumos, era o mărturie faină. Și au început oamenii să vină, să vadă că îi altceva, nu căutăm aur, nu căutăm diamante, nu căutăm pădure, căutăm să lucru. Pământul ăsta al desțelenim nu-l putem lua cu noi, zic. Dacă vom pune porumb, arahide și așa mai departe manioc, manioc Uh, nu o să-l duc în România, vă spun sigur că nu o să mănânce nimeni mai în ochi. Stați liniștiți. Deci, totul o să rămână pentru voi, pentru școală, pentru copiii care rămân aici. Și încet, încet s-au apropiat de noi și au venit și copiii. Și veneau zilnic copiii acolo și zic, asta vrem. Copiii voștri să vadă cum să muncească pământul, că se poate munci altfel și că uh, se poate trăi un pic mai ușor, se poate învăța. Și oamenii încet, încet s-au apropiat. Uh, cred că e cea mai bună mărturie să te vadă. E una să vorbești, te aude la radio, e ok, dar în momentul când ești în mijlocul lor și vede altceva și vede că de fapt tu trăiești, atunci uh, mărturia e mult, mult mai, impactul e mult mai mare asupra lor. Ai avut vreodată și sentimentul de descurajare, de o picătură într-un ocean? da ai sentimentul ăsta, te încearcă foarte des. Pentru că vezi că e foarte greu. Se mișcă lucrurile foarte greu. Ai vrea să mergi de aici cu un elan, știi că e o biserică, e un, o țară care se roagă, mulți creștini care se roagă frați pentru tine, ai în tine acest elan și întâlnești atâtea bariere. Acolo o să vă dau un exemplu concret. Trebuia să ducem piatră și nisip acolo unde construiam. Și cam cu camionul care noi ne-am dus a rămas împodmolit că ploase. Și bineînțeles că nu sunt drumuri și mergeam pe tot felul de uh, pădial, Co pe coclauri, cum îi spunem noi. Și am rămas în podmolit. În momentul ăsta i-am rugat să împingă. Au împins, dar să făceau că împing. Deci pur și simplu nu împingeau camionul. Atunci am supărat rău. Uh, uh, am dat jos și am zis na, ok, dacă nu vreți să împingi, nu e nicio problemă, uh, hai să descărcăm camionul, am descărcat scânduri, am descărcat ciment, am descărcat toate tot ce am avut noi uh, uh, utila, uh, lucruri și aveam tractorul și am zis, dăm tractorul jos și remorcăm cu tractorul și într-adevăr am dat tractorul jos din camion, am pus pe unul la volan, la camion și eu m-am urcat în tractor și am tras cu asta până sus, până la locul unde am început construcția, am tras camionul acolo. Cum a dat tractorul jos? Avea platformă? L-au dat pe Nu, brațe? eu am făcut uh, din niște scânduri, am pus sacii de ciment care aveam și am făcut și încă cu, cu niște pietre. Abia am dat, ne-am chinuit un pic până am dat tractorul jos, dar uh, l-am dat jos. Uh, ei n-au văzut nicio soluție. Au crezut că nu să pot să reușesc lucrul ăsta. Am, am, dat tractorul jos, am legat, am dus sus. Și după aia au zis, na, acum trebuie să mergi să aduci nisip și pietre. Și zic, da, trebuie să mă duc, știi, și, dar cu camionul nu putem merge. Ba da, zice că dacă, am venit, dacă ai venit cu el până aici, da, dar am venit tras. Uh, și zic că da, facem altceva, mergem după pietre, o să rugăm pe cineva să ne dea un cărucior, au căruci, cărucioarele alea lor și o să aducem cu căruciorul. Păi și cine îl împinge? Zic, nu, legând după tractor. O, oh, dar nu o să-ți dea nimeni că, cărucior. Dar îl închiriem, cât cere. Cât e un chiriat, era, să zic, un euro pe zi. Și am zis, uite, vă dăm 2-3 euro, 5 euro, 10 euro. Nu, nu ne-am chiriat. Bun, ok, hai să cumpărăm un cărucior. Și ne-am dus în sat să cumpărăm un cărucior. Toată lumea au cărucioare, pentru că astea sunt mijloacele lor de transport. Cu asta transportă tot prețul lui era undeva la 50 de euro și am zis, uite, cumpărăm un cărucior nu vinde. îți dăm 100 de euro nu, îți dăm 150 de euro, poți să-mi dai cât vrei că nu, nu vând deci am să ne blocheze și nu ne-a vândut din tot satul nimeni, un cărucior și atunci am zis, doamne, dar am venit aici, vrei să-i aju să ajuți? și ei nu te lasă să-i ajuți dar îi dau bani care e problema? Îți plătesc care era logica? Trei. Uh, pur și simplu răutatea aia și frica aia că tu o să faci ceva și o să câștigi ceva și o să scoți afară, o să duci. nu dau seama. De ce să nu-ți vândă un cărucior la preț de 3? Doar îi dădeam 150 de euro și mergea și el și își cumpăra trei cărucioare. Dar deci dar, și ei între ei și-ar fi vândut, doar ție e, nu Da, ei între ei nici nu-și dădea unul altul 50 de euro pe un cărucior și eu îi dau 150 și nu-mi vinde nimeni. <gătă> și atunci <gătă> ai o frustrare, adică mai te chinui, vin din România, faci niște eforturi și financiare, tot felul de eforturi și pur și simplu nu vor să, te, să, 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 vadă că nu poți, să vadă că e greu în Africa, să vadă că nu se poate, nu se poate, să-mi demonstreze că nu se poate în Africa. Și atunci ambiția a fost și mai mare. Uite, vă demonstrez că și dacă îl duc cu spatele toată piatra asta și tot o să facem lucrarea asta și într-adevăr până la urmă ne-am dus cu camionul și am făcut și tot am ridicat și abia după aia, după două, trei zile când au văzut că lucrarea merge chiar dacă ei au pus toate tot felul de piedici, atunci au înțeles A, și după ne-am dus într-un alt sat unde aveam biserică acolo am desțelenit 12 hectare de teren mergeam cu camionul altă, alt baraj pe drumuri de țară, pe ce să vă povestesc. Și într-o zi am întâlnit, ne-au blocat drumul cu uh, niște pietre și au lăsat cât să treci doar, să treacă ei cu cărucioarele. Ei, ei circulau doar cu cărucioarele, că nu aveau alt mijloc de transport. Și atunci noi mergeam cu camionul. Și au pus sau uh, săpa și au pus și pietre ca să nu mai putem noi trece. Dar am găsit un alt uh, drum prin altă parte, așa că puteau să... Și am deselenit și am lăsat acolo undeva la aproape 4 hectare de teren uh, care este arat și pregătit de semănat. Dar eu uh, au trebuit să vin, au rămas ca să, să samene fratele John cu, cu biserica, cu tinerii din biserica. La final, în, într-un minut, două, ce proiecte mai ai pentru anul acesta și pentru anul viitor? anul acesta dacă Domnul îngăduie peste două săptămâni trei săptămâni voi pleca din nou în Africa în Bangui la o conferință cu fratele pastor Sami Tutsac și cu Coli Târziu vom sta undeva la 12 zile după care mă întorc și uh, voi merge dacă Domnul vrea undeva în noiembrie cu o echipă de frați din, uh, din Timișoara și nu numai să instalăm biserica uh, care este Va fi construită pe structură metalică. Și atunci voi duce o echipă de aici, din România, să putem construi, uh, să putem asambla biserica, de fapt, în, în Africa. Biserica care specific se află într-un camion, încă camioane care sunt în Duala, în port, și pentru care, în Camerun? De în Camerun, pentru care deja s-au plătit uh, undeva la 8 milioane de cefa, de franci africani. Uh, un, 6 10.000 de euro ar face 6 milioane 500. Deci ne-au băgat niște taxe mai mult de 10 milioane mai mult de 10.000 de euro, 12.000 de euro ne-au băgat taxe numai pe uh, nu, peste 15.000 de euro ne-au băgat taxe pe faptul că ne-au descărcat camioanele din vapor și ni le-au pus în port. Dar nu vă dă voie să ieșiți cu ele din port acum. Acum nu ne dă voie de, ca să plătim și ce vamă ce în ele. Și să ajungem cu toate taxele astea vamale, deci noi donăm toate lucrurile astea, sunt donate, avem acte, avem vama făcută în România cu donații cu tot și ajungem să le plătim lor peste 30.000 de euro. Camerunezilor. Cam și centrafricanilor. Deci, E un sistem așa de bine pus uh, uh, diabolic la punct ca să-și bată singur cu în talpă. Pur și simplu tu îi ajuți și ei nu vor să fie ajutați. Pentru că corupția e foarte mare, nu sunt bani și atunci vămuiesc de zeci de ori orice lucru care îl duci, uh, îl duci în țară. Și îi o o problemă foarte mare. Vă dați seama să, da, să duci două tiruri încărcate cu tilaje de aici, din România, ca să-i ajuți și ei să-și pună vamă 30.000 de euro. E o frustrare, dacă tot am vorbit de frustrări și de piedici. Ne rugăm Domnului ca să dea biruința. Dumnezeu să vă ajute pentru eforturile acestea pe care le faceți în Republica Centrafricană, stimați ascultători, am stat de vorbă cu Dan Tank. Este implicat în Republica Centrafricană, a fost de mai multe ori acolo, urmează să mai meargă. Inima lui a rămas în, a rămas în, în Africa, Africa, în această lucrare, în această misiune deosebită. Rugați-vă pentru Republica Centrafricană și pentru cei care merg acolo. Asta am discutat astăzi în rubrica La ordine zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!